bine că a fost mai scurtă pauza, dar începem să începem ultima sesiune și am să vă rog să vă relați locurile. Și vin cu mare rugăminte ca cei care stau în spate acolo să vină aici în față, sunt scaunele libere. Mă invit să le iați în față. Haideți în răzniție, e ca la business class. Cine stă în față are cel mai bun loc. Și șampanie, și caviar. Cum spunea Nicolae mai devreme. Veniți în față. Am avut două sesiuni cu antreprenori care au făcut business-uri curate, care se străduie să reziste în această perioadă dificilă pentru antreprenoriat. Și am considerat că este vital să completăm această zi cu trei consultanți, la rândul lor antreprenori. Deci ideea a fost să mergem și să vorbim inclusiv cu consultanți care înțeleg ce înseamnă să fie antreprenor. Pentru că degeaba ești un consultant care ești angajat într-o mare companie, dacă nu înțelegi ce înseamnă munca nebună, grija, chinul, visele, în fiecare seară, nu merge aia, nu merge cealaltă, cum fac aia, ce fac pe echipa, cum îi motivezi. Cine nu e antreprenor nu înțelege. Și de aceea întotdeauna când căutăm consultanți și vrem să vorbim cu cineva, e țacă la școala de jurnalism. De ce trebuie să fie profesor oameni care n-au lucrat niciodată în presă? N-au cum să înțeleagă ce se întâmplă. Așa e și consultanții. Dacă nu au făcut la lor și nu văd cât de greu e să vizi un curs, cât de greu e să explici un om de ce trebuie să facă A, B, C, D, când el și așa are altele de făcut, nu o să poți să vorbești cu el, să te înțelegi și să-l apreciezi. Și am ales trei consultanți care sper să vă placă. Pe trei teme care se completează foarte bine. Și pentru că am fost foarte încântată că ați fost activ, am să vă rog să rămâneți la fel și să puneți întrebări. Au ce să vă spună și sper să vă placă foarte mult prezentările lor. Și începem cu prima prezentare, cu Adrian Răurea, Insight Emotional Intelligence. Bine ai venit, Adrian, vă rog în aplauze. Cât de mult afectează inteligența emoțională un antreprenor? Toată lumea știe că mult. Foarte mult. Foarte mult. Dar cât de importantă este ea? Cât de important este să ne vorbim când ne spune? Vedeți. De ce bine să fii și emoțional totodată? Mulțumesc. Că tot discutăm despre emoții. Și eu am emoții. S-au făcut niște cercetări și spun că una dintre cele mai mari emoții pe care le avem este frica de a vorbi în public. Pe locul 2 se află frica de moarte. Dar s-a ajuns la concluzia că există o frică și mai mare decât astea două, frica de a vorbi în public până moare. Și datorită meseriei pe care mi-am ales-o, se pare că o să experimentez aceste emoții până la atunci bătrâneții. Înainte să mă prezint, să vă spun cine sunt și de ce sunt aici, trecem direct la exerciții. Aduc pauză de masă, gata cu poveștile, nu doar să discutăm despre emoții, ci să le și experimentăm. Câți dintre voi ați auzit de radar energetic-emoțional? Ce înseamnă asta? Nu? Radar din ăla care v-a prins cu mașina. Știți? Ăla nu mai știți, da? Aveți puncte bonus? Haideți să vedem cum funcționează radarul energetico-emoțional. Avem două axe, ca la școală. Axa verticală este axa energiei. Și ca orice instrument de măsură, o să fie musai să-l calibrăm. În partea de jos avem low battery. De obicei, după ce mâncăm, ne scade energia, sau nu neapărat după ce mâncăm, când suntem la serviciu. Și o să vă pun o întrebare. Ați avut o zi din aceea în care n-aveați chef de nimic? De obicei la serviciu. S-a întâmplat. Dacă nu, poate ați văzut la prieteni, cunoștințe, o să vă rog să îi dați la acel moment nota 0. Dar pe de altă parte, ați avut o zi în care nu vă mai scotea nimeni din priză? Nu la serviciu. Poate acasă, va petrece. S-a întâmplat? Ok. Acel moment îl calibrăm pe nota 10. Dacă atunci a fost 0 și în cealaltă dată a fost 10, ce notă vă dați acum? Puteți să scrieți pe hârtie, puteți să țineți minte. Eu mă simt la nivel energetic undeva până la nivelul 8.
las din device-uri, ca să pot să și scriu. Cealaltă axă se numește zâmbetometru. De zâmbetometru l-ați auzit? Dacă nu, vă explic eu cum funcționează. O zi din aia nașpa, în care nu vă intra nimeni din voie, s-o întâmplat, să aveți. Dacă ne-ați avut, poate, la fel, vecini, prieteni, nota zero. O zi în care l-ați bucurat până la urechi și nu pierd, nu mai dezlica nimeni zâmbetul de pe față, s-a întâmplat să aveți așa ceva? Unii zic că da. La fel, dați nota 10. Și vă gândiți, atunci 0, acum, în celălalt moment 10, unde sunteți acum? Simțiți-vă zâmbetul și vedeți ce notă vă dați. Eu sunt undeva pe aici și ca la matematică. F de x vale câte punctul meu ar fi undeva pe aici. Dacă puteți pe hârtie, faceți-vă toți punct. Ce o să facem acum cu toată sala? Să vedem dacă putem să creștem și energia și zâmbetul. O fi posibil așa ceva. Da? O să vă invit pe toți să vă ridicați în două picioare. Să vă pregătiți mâna dreaptă. Trebuie să aveți pregătită mâna dreaptă, da? Toată lumea. O aduceți în cealaltă dreaptă, da? O aduceți undeva la 90 de grade și ce veți avea de făcut acum? Să dați mâna cu toți participanții de la masă să spuneți bună dimineața, mulțumesc că ai venit. Bună dimineața, mulțumesc că ai venit. Cel puțin 5 oameni. Și după aceea puteți să luați loc. Mi se pare mie să mă mai mult de zâmbet. Deci funcționează graficul acesta. Acest exercițiu este un exercițiu din cursul de inteligență emoțională. El se numește Mood Mapping. Cum să vă faceți harta stărilor, puteți să folosiți în fiecare zi, să vedeți unde sunteți cu energia. Și acum că pot să vă spun bună dimineața în mod oficial, este salutul meu preferat. Chiar dacă este ora 3 și un sfert, dați-mi voie să mă și prezint, să vă spun câte ceva de din experiența mea. Numele Adrian Draulea, am 43 de ani, de profesie sunt psiholog, psiholog organizațional, dar nu cu asta m-am ocupat în cei 26 de ani de muncă. Cu 17 ani am petrecut în vânzări, companii naționale și multinaționale. O bună bucată de vreme am fost și antreprenor. Primul faliment, că dacă tot este de emoții și emoții negative, am experimentat undeva prin anii 96, când pierdusem un apartament și o mașină în afaceri. Așa că antreprenoriat înseamnă și eșec. După 17 ani de vânzări, unde am avut și vorba televizorilor succesuri, nu? Așa se spune? Am zis, gata, vreau să vă las de vânzări, m-am săturat de vânzări, prea multe vânzări, vreau să fac un serial de psiholog și mi-am dat demisia. Și am spus că vreau să mă fac psiholog. Ce credeți că au spus prietenii, familia, cei din jur? Nu te luăm psiholog. Ești nebun. Pentru că am pus foarte multă pasiune și nu doar că vreau să fac psihologie, vreau să dezvolt cursuri de inteligență emoțională. Toată lumea se uită la mine. Ce vrei să faci? Să dezvolt cursuri de inteligență emoțională. Lasă apucă-te de altceva, că nu o să meargă. Vreo 2 ani și un pic am fost director de resurse umane pentru o organizație cu vreo 2700 de oameni la Brăcia. Deci tot am scăpat de vânzări, am ajutat la vânzări. Dar în ultimii 9 ani mă ocup cu evaluarea și dezvoltarea inteligenței emoționale cu aplicații vânzări, management, leadership, dezvoltare personală. În traducere liberă ajut oamenii să nu se mai streseze. Așa că din experiența mea de vânzător, antreprenor, psiholog, consultant în organizație, astăzi vă stau la dispoziție în timpul pe care îl avem împreună. Și o să discutăm de cât costă emoțiile în organizație. Aș spune că acest cuvânt organizație e un pic impropriu, pentru că emoțiile nu ne costă doar în organizație, ne costă în viața noastră de zi cu zi. Și de aceea v-am pregătit iarăși un mic exercițiu pe care aș vrea să-l facem împreună. Exercițiul se numește șef rău, șef bun. Cât de voi ați avut un șef rău? Văd mâini ridicate. Și mai multe mâini ridicate. O să vă rog acum să-mi spuneți un comportament al celui șef rău. Cum?
anume cea critică la comportament. Când șeful tău avea acel comportament și te critica, ce simțeai? Care era simțământul? Nervi. După, și ce îți venea să faci? Acțiune. Asta ce înseamnă? Cum se traduce? Să plece. Aici o să punem randament. Cu cât scădea randamentul orice? -60%. Alt comportament, alt șef. Cine mai are? Crizat? Se spune cu cămare? Care era emoția pe care? Ce simțeai acolo? Tot nervi. Mulți nervi aici. Spaimă. Ce îți venea să faci? Care era acțiunea? Cu cât scădea randamentul? -50. Alt comportament. Lipsa de comunicare. Avem un egocentrist, un comportament egocentrist. Ce simțeai în momentele respective? Care era acțiunea pe care îți venea să o faci? Cu cât scădeam? Sub? Lăsăm 50. Ce s-ar întâmpla dacă ați înmulți aceste procente cu ora? Ce sume aici? Păi, s-a terminat prezentarea mea. Gata, ați găsit costul emoțiilor în organizație. Simplu, nu? Mergem și la șef bun, ca să nu rămânem în emoțiile negative. Ce vă plăcea? Care era acel comportament care vă plăcea la șeful vostru? Comunicarea. Empatic. Care era... ce simțeați acum? Care era emoția? Care era acțiunea? 10. Care era randamentul? 50. Alt comportament. Validare. Ce vedeți aici? Ce observați? Vedeți? Imaginați-vă că aceste costuri nu rămân aici. Ele se pun mai departe. Acest loc de domnul Crizat aici. Da? Se întâlnește nu doar cu mine, s-ar putea să se întâlnească cu încă doi colegi. Și cu încă un client. Care se întâlnesc cu alți doi colegi, care se întâlnesc cu alți, rămânem la minim doi colegi sau alte două persoane cu care interacționează. Cu cât ar trebui să multiplicăm aceste costuri? Cu cât? Și acum o să vă mai dau o poveste. Și o să încep la fel cu cercetătorii britanici, numai că de data aceasta nu sunt cei britanici, sunt cei de la Gallup International, au ajuns la concluzia că noi zilnic, la serviciu, avem între 20.000 și 40.000 de emoții. Cam cât la sută vă sunt negative? Și nu ni se pare, pentru că nu le conștientizăm. Unul din
Iată de temelia inteligenței emoționale este conștiința emoțională de sine. Noi avem foarte multe emoții. Ele sunt suprapuse și ele se petrec într-o parte a creierului pe care noi nu o vedem. Avem conștientul și avem subconștientul. În zona rațională cu care noi gândim, informația circulă undeva la 19 informații pe secundă. În cealaltă parte cu care noi nu gândim, dar ne emoționăm, în aceea secundă, viteza este de 19 milioane de informații pe secundă. De multe ori noi stăm într-o băltoacă de emoții negative pe care nu o conștientizăm și avem impresia că ne este bine. Gândiți-vă că înainte de a face un business, avem nevoie să ne înțelegem și să ne cunoaștem. Îmi place să spun că inteligența emoțională este o limbă străină pe care noi o vorbim zilnic, dar pe care nu o pricepem. Nu emoțiile sunt de vină și, de fapt, nu emoțiile ne costă, ci ignorarea lor. Emoțiile n-au nici o vină, că sunt bune sau rele. Simplu fapt că ni le conștientizăm, putem să mergem mai departe. Cuvântul emoție vine din latină, de la emovere, este ceea ce ne mișcă. Ne mișcă într-o parte sau ne mișcă în cealaltă. De asta avem nevoie să ne le conștientizăm. Dacă discutăm despre business, am două întrebări. Macro versus micro. Ce înseamnă acest lucru? Ca să ne facem un business, avem nevoie de un buget, avem nevoie de un plan. Ați auzit de dimineață că s-a discutat foarte mult de planuri, de buget. Da, există foarte multe execuții. Ne facem un plan, map. Care este viziunea voastră cea mai măreață? Gândiți-vă la ceea ce vă doriți să realizați. Dar după aceea vine cealaltă întrebare. Care sunt resursele pe care am nevoie? Care sunt resursele pe care le am? De câte ori am discutat cu directori de fabrici, cu CEO de organizații, le-am pus trei întrebări cheie. Prima a fost, i-am rugat să-mi vorbească despre mijloacele fixe și mobile. Care sunt mijloacele de care au nevoie? Și mi-au răspuns, avem nevoie de sisteme, avem nevoie de clădiri, avem nevoie de tehnologie, avem nevoie de mașini, avem nevoie de o conexiune la internet. Sunt lucruri pe care le puteau măsura, le puteau cuantifica. I-am întrebat, ok, finanțe, care sunt resursele? Păi mă uit în cont, văd câți bani am, mă duc la bancă și mai cer ceea ce mai am nevoie. Dar a venit întrebarea despre oameni. Care sunt resursele umane de care dispun, de care dispun în acel moment? Și mi-a zis așa, păi am 180 de oameni, am 300 de oameni, am 600 de oameni, am 2000 și nu știu câte de oameni. Întrebarea nu a fost despre oameni, ci despre câte talente am în organizație și dacă talentele pe care le am în organizație și abilitățile pe care le am aici pot să împlinească acel buget. Aceasta este partea de micro. Îmi fac buget, îmi stabilesc obiectivele, dar oamenii pe care i-am în organizație pot să ducă mai departe business-ul acela. Am auzit în prezentările de dimineață, oamenii sunt diferiți, nu toți oamenii pot să facă același lucru. Așa este. Pentru că noi, ca oameni, avem nevoie de trei ingrediente. Abilități, să pot să fac ceva, cunoștințe, să știu și atitudine, să vreau. Degeaba pot să fac, știu să fac, dar dacă nu vreau. Ține de atitudine. Și o să vedeți că sunt lucruri care vrem să le facem și nu știm de ce, pentru că nu ni se potrivesc. Iar la abilități sunt cele personale, să mă pot gestiona pe mine, cele interpersonale, să relaționez cu ceilalți și sunt cele tehnice, să pot să mănuiesc un calculator, să pot să mănuiesc o mașină. Despre ceea ce o să vă vorbesc eu astăzi sunt abilitățile personale și interpersonale. Ca să înțelegeți ce se întâmplă înăuntru nostru, care sunt acele abilități pe care eu le am sau nu le am și sunt potrivite într-un anumit business. Pentru a fi și mai concret, am pregătit niște studii de caz la nivel de individ, la nivel de echipă și la nivel de organizație, ca să vedeți care este impactul nu doar în câteva cifre, într-un exercițiu, ci să vedeți cum lucrurile acestea se pot vedea și se pot măsura. Emoțiile pot fi măsurate în organizație. Și nu neapărat emoțiile. Impactul. Pentru că discutăm de antreprenoriat. Ceea ce am să vă povestesc mai devreme, o să vă ajute să înțelegeți dacă vi se potrivește un business sau nu, dacă sunteți potriviți în ceea ce faceți. Ceea ce vedeți aici în partea de personalitate, avem iarăși două axe, dar nu mai este rata cu energetică mult.
emoțională aici este partea de personalitate. Sunt niște instrumente psihologice pe care eu le folosesc de foarte multă vreme în analize și diagnoze organizaționale. Sunt instrumente de personalitate, sunt instrumente care măsoară inteligența emoțională, sunt instrumente care măsoară motivația să văd ce vor oamenii să facă. În partea de sus sunt orientați oamenii spre noi. Oamenii aceia, dacă ar avea un manual și manualul respectiv le scrie pasul 1, pasul 2, pasul 3, Doamne ferește să se abată de la reguli. În partea de jos sunt oamenii mai cărcutași. Dacă ar avea același manual ca și primii, ar veni să întrebe, dar de ce să fac așa, nu pot să fac invers. În stânga sunt oamenii extraverți și în dreapta sunt oamenii introverți orientați către lumea lor. Și din această perspectivă avem 4 categorii. Alfa, beta, delta și cu gamma. Am să vă povestesc în linii mari cum funcționează fiecare, ca să înțelegeți care sunt abilitățile lor în antreprenoriat sau în vânzări, sau cum vă angajați un om să știți unde să-l puneți. Pentru că nu toți oamenii sunt buni la toate. Alfa, cu plusuri și minusuri. Orientați pe normă și extravert un bun deschizător de drumuri. Dacă l-ați vedea în jungle, este individul care face potecă cu maceta, cu tot din restul. Dezavantajul lui are nevoie de o hartă. E foarte rigid. Dacă discutăm de business, este un bun business developer. Poate să ia piața de la zero. Este un bun dezvoltator. Dezvoltă business-ul de pe greenfield. Beta, orientați prin urmă, dar introvert, funcționar contabil și asomnicat, muncă de rutină. Poate să-ți numere 3620 de șuruburi fără să clipească. Și nu se plictisește și place și după cele 10. Vedeți? Dar nu are dezavantajul. Nu are imaginea de ansamblu. Ce face un alfa, nu face un beta. Ce face beta, nu face alfa. Dar amândoi pot să facă echipă foarte bună. Delta este introvert cu lumea lui și cu regulile lui. Aici sunt oameni de creație. Pictori, arhitecți, artiști, marketing, publicitate. Sunt oameni care văd lucrurile, dar dezavantajul lor comunică mai puțin bine cu ceilalți. Comunică prin ceea ce fac. Am întâlnit chiar ce vă povestesc acum, nu înseamnă că unii oameni sunt mai buni sau unii sunt mai răi. Am întâlnit CEO de organizație cu cifre de afaceri de 6 milioane de euro, care era deu. Sunt oameni vizionari, vedea lucrurile peste 5 ani, dar nu reușea să le transmită oamenilor lui acum. Pentru că oamenii îl ascultau, le înțelegeau după 2-3 ani. Acum am înțeles ce vrei să-mi spui. Cunoscând toate lucrurile astea, știa cum să-și pună oameni în echipă, știa cu cine să lucreze, știa cu cine să facă implementări. Dacă discutăm de gamma, gamma sunt cărcotașii de servici, sunt în mijlocul oamenilor cu regulile lor. Vin și cuvântul doar neacolo, dar de ce să fac? Așa va trebui să fac, altfel. Sunt oameni inovatori. Ei întotdeauna găsesc alte soluții decât cele tradiționale și sunt foarte pragmatici. Dacă ar fi să facem o metaforă a acestor personalități, ce visează un delta, implementează un alfa, vine beta să finalizeze, iar gamma să modifice. Vedeți cum arată lucrurile? Ce s-ar întâmpla dacă aș lua un beta să-l pun să vândă, să-l deschidă piețe? Nu o să facă. Dacă discutăm de vânzări, am întâlnit vânzători beta de 10 ani într-o organizație, care putea să întrețină clientul, dar nu aducea clienți noi. Și era foarte bun în ceea ce făcea. Observați-vă emoțiile, pentru că fiecare emoție vine să vă spună ceva despre voi. Ce vedeți aici sunt trăsături care ne vorbesc de relaționarea cu ceilalți, ambiție, sociabilitate, empatie. Nu o să insist foarte mult pe aceste lucruri, pentru că o să le vedeți și la zona de echipă. O să puteți să vedeți inteligența emoțională. Am auzit astăzi discutându-se de pasiune, am auzit discutându-se de creativitate. Pentru creativitate se poate vedea înainte, sunt scale care măsoară creativitatea. L-ați văzut pe Nicolae. Aș putea să vă spun că pe un astfel de test, el are o intuiție fantastică, are o flexibilitate foarte mare, are o creativitate foarte mare, poate să improvizeze, dar s-ar putea să aibă un self-control mai scăzut. Nu ține cont de reguli și este foarte autentic. Dacă pot să vă recomand ceva în antreprenoriat, este autenticitatea. Fiți voi. Chiar și atunci când nu sunteți voi, se vede într-un test, pentru că există o scală care se numește General Impression și arată că, de fapt, ne interesează mai mult părerea celorlalți decât părerea noastră. Când suntem noi și suntem autentici, putem să ducem orice business, indiferent cât este de greu. Și toate lucrurile astea, știind de ele, o să puteți să vă faceți un plan de dezvoltare personală, ca să puteți să le depășiți atunci când vine momentul.
inteligența emoțională. Ce ne arată inteligența emoțională? Ne arată cum suntem înăuntru nostru și după aceea cum relaționăm cu ceilalți. Câteva scale de aici, empatie, a discutat de la Citigroup, de responsabilitate. În inteligența emoțională o să găsiți responsabilitatea socială. Puteți să vedeți dacă oamenii pe care îi angajați sunt responsabili sau nu. Și chiar dacă nu sunt responsabili, s-ar putea să fie foarte creativ și atunci îi angajați pentru creativitate. Dar să o faceți în cunoștință de cauză. Motivație. Aici aveți oameni, de exemplu, un om care este motivat de dorința de învățare. Are partea de neînfricare, siguranța succesului. Sunt 18 drive-uri motivaționale care nu au legătură cu banii. Motivația e noi. Emoția este cea care ne mișcă, dar să știm care sunt acele emoții care ne mișcă. Leadership. Ce v-am arătat a fost la nivel de individ. Toate lucrurile astea se transferă la nivel de echipă. În partea din stânga voastră, cealaltă dreapta mea, aveți o echipă orientată, este o echipă din vânzări, dar majoritatea oamenilor sunt în zona de alfa și beta, adică bun deschizător de drumuri și bun farmer. Este o echipă care are niște proceduri fantastice, au niște idei, dar toate vor să le facă structurat. Ce le lipsește, le lipsește dinamica. Le lipsesc acei interpretaci care să vină să-i mai scoată din munca de zi cu zi. Și de multe ori nu se adaptează la nevoile clientului, ci se adaptează la procedurile organizației. În mijloc avem o echipă introvertă în vânzări. Ceea ce am descoperit într-una din organizații, undeva la 67% din persoanele din acea organizație erau introverte. Iar organizația nu înțelegea de ce business-ul nu se mișcă. Nu înseamnă că este rău să fii într-o categorie sau în alta. Este important să știi unde sunt și să pot să fiu folosit. Aici avem o echipă echilibrată în vânzări, unde vedeți cam tot felul de personalități. Și dacă trecem și mai departe, și mergem la zona de impact organizațional, ce vedeți aici, am corelat, este profilul de personalitate al organizației. În acest test sunt introduse peste 200 de persoane. Deci este o analiză peste 200 de vânzători. Și v-am arătat câteva lucruri. Acest pattern de organizație este scris și sus, scuze versus soluții. În acea organizație, o să vorbesc românește, oamenii mai mult se băicăresc. N-am timp, nu mi-a dat clientul, nu mi-a dat șeful, nu a făcut colegul, nu mi-a dat celălalt departament și asta se poate vedea. Sunt oameni care trăiesc mai mult în scuze decât în soluții. În momentul în care veți fi antreprenori, o să cadă piața, o să cadă bursa, o să vă plece clienții, o să se întâmple o grămadă de lucruri. Dacă în momentul acela stați și vă băicăriți, business-ul nu o să meargă mai departe. Asta înseamnă ca să mă mut din zona de scuze în zona de soluții. Asta înseamnă să fiu conștient de emoțiile mele. Înseamnă să văd un alt pattern, dar asta nu este cel am pus eu cu albastru. Punctul de sus înseamnă independență, punctul de jos înseamnă empatie. Într-o organizație în această formă înseamnă, în traducere liberă, încăpățânare. 80% din persoanele respective erau încăpățânate. Probleme cu comunicare. Care erau problemele? Eu am dreptate, voi nu știți. Și fiecare om stătea în ședințe foarte mult ca să-i demonstreze celuilalt că el are dreptate. Cât credeți că costă o emoție aici? Un alt pattern, ăsta e un pattern bun. Oamenii sunt mai mult sociabili și orientați spre partea socială decât spre business. Asta înseamnă că organizația are nevoie să transmită proceduri mai mult umane, mai mult informale decât cele formale. Da, emoția poate să ne conducă business-ul. Aici este un experiment mai vechi al meu, care mi-a făcut foarte mult. Am corelat partea de personalitate, de inteligență emoțională, cu evaluarea de performanță. Și cei care aveau empatie ridicată au corelat foarte bine cu munca în echipă. Sunt foarte multe corelații și date științifice și statistici. Toate lucrurile astea o să le găsiți anul viitor în cartea care se numește Emotivează și afacerea, va fi lansat undeva în februarie. Și este
exact cum se construiește o organizație inteligentă emoțională, care sunt pașii, care sunt instrumentele care pot fi folosite, chiar și tips and tricks-uri cum să le dezvoltați și să le aplicați. Iar partea funny este că nu o să mai existe luni de marți, adică nu o să mai fie de ceasul de reality. Întrebări. Mulțumim frumos, Adrian! Noi vorbeam aici, să știi, că noi ne regăseam pe acolo și momentan, vă rog, dacă aveți întrebări. Mulțumim, foarte interesantă prezentarea ta. Întrebarea mea e referitor la testele de personalități. Ai găsit persoane pe care să le încadrezi 100% într-un anumit tip sau fiecare are câte ceva din fiecare? Eu nu așa mă simt, că aveam și din alfa și din beta și... Nu există persoane care să le aibă pe toate, dar atunci când există undeva la 80% din caracteristici și potrivire cu postul, poate să meargă mai departe. În ceea ce am lucrat în ultimii ani, nu am lucrat doar pe compatibilizare cu postul, am lucrat pe compatibilizare cu echipa. Pentru că echipele în care am lucrat, având toți valorile, persoana care venea nouă în echipă, făcând și testul și neam dacă este compatibilă sau nu. Nu este suficient să fiu bun din punct de vedere profesional. Am nevoie să pot să lucrez cu acei oameni. Uneori au fost situații în care au fost angajați oameni foarte un nivel tehnic sub cel dorit, dar există o compatibilizare foarte bună pe echipa. Aici e ceea ce se întâmplă în acel moment. Pe lângă faptul că facem aceste teste, în momentul în care se face livrarea de feedback către cel care a dat testul, se face și planul lui personal de dezvoltare. Deci, înainte de nevoile organizației, sunt nevoile individului și îi spun ce poate să facă și cum poate să se dezvolte. Deci, pot să ajung din o personalitate în alta, faptul subiectiv? Da, eu am fost undeva când eram director de resurse umane, am alfa sus pe mine și tot trebuia să fie procedural. Acum sunt în zona de gamma, pentru că sunt un pic mai repet, nu mai îmi plac regulat de mult. Deadline-urile... Cam pe acolo. Da. Se poate. Dar depinde foarte mult de context. Iar aceste teste pe care le-ați văzut, eu le fac cel puțin o dată pe an și trebuie să recunosc că anul ăsta de mine am făcut de 3 ori. De ce? Pentru că vreau să văd ce se întâmplă cu mine. Noi suntem foarte subiectivi și am nevoie de părere exterioară ca să pot să alte întrebări? Nu, sunt. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc! Am să rog pe Gheorghe Șandru să vină alături de noi pe scenă, să ne invităm în aplauz, la pauze. Gheorghe este de la Business Buyers. Este unul dintre consultanții cu care lucrăm și lucrăm și la Business în acest moment. Este omul care vine și ne face o dată pe săptămână întâlnire și ne spune că trebuie să faceți aia, trebuie să faceți aia, trebuie să faceți aia. Nu e bine acolo, nu e bine acolo. Și am zis, ia vină tu la zilele vii și vorbește la ziua de antreprenoriat și spune cum trebuie să fie un antreprenor și ce înseamnă antreprenoriat all in one. De fapt, cât ar trebui să facă un antreprenor? Zine, mulțumesc pentru introducere și bineînțeles că totul a pornit de la întrebarea Martei. Eu chiar trebuie să le fac pe toate astea și nu am să-i răspund decât cu o sinceritate dezarmantă. Ești olimoan. Trebuie să le faci pe toate. În momentul în care îți alegi drumul ăsta, drumul antreprenoriatului, trebuie să conștientizezi. Și partea de conștientizare e, de fapt, acest lucru a fost menționat și de cei care au vorbit mai devreme și cei care au realizat performanțe la care ne uităm așa, adică zeci, sute de milioane de euro turnover anual, n-au făcut decât că au parcurs drumul ăsta și ei au pus în spiciul lor, pe de o parte, conștientizarea și pe cealaltă parte, responsabilitatea. Adică
conștientizând, devii responsabil de ceea ce ai făcut. Și când vorbim de conștientizare, acel moment critic pe care l-au prezentat ei, cred că vă amintiți, atunci când ei au trebuit să facă un pas înapoi în afacere, a fost momentul pe care fiecare l-a experimentat în felul lui. Nu cred că există o rețetă. În schimb, există, să spun așa, niște semne pe care, la care ar trebui să fim atenți și să ne dea de gândit. Trebuie să fac tot eu în continuare tot și nu mă descurc. Eu aș spune, în momentul de față, trebuie să recunosc că sunt într-o postură fericită. Nu trebuie să fac decât un fel de sumar, un fel de review la tot ce s-a discutat înaintea mea. Și aș începe cu ce reprezintă antreprenorul. Cine e antreprenorul ăsta? De ce se numește antreprenor? În perspectiva mea, și când vorbesc de perspective, mereu îmi vine în cap tehnica lui De Bono, șase pălării gânditoare. Pentru că realitatea, de fapt, este un cumul de perspective. Și această perspectivă pe care vă prezint este și cea care, din când în când, mai smulge câte un wow de la cei cu care discut. Deci chiar așa? Și spun chiar așa. Deși n-aș vrea să fie o lecție, totuși, în prezentarea mea, aș vrea și în conștientizare le arăt antreprenorilor care sunt, să spunem, mare ingredientele care intră în rețeta valorii adăugate și o să trec așa în fugă și peste valoarea adăugată. De ce e un concept foarte important pentru antreprenori și, la fel, trebuie conștientizat în fiecare moment. Know-how, experiență, și experiența e diferită de celelalte lucruri pe care le-am auzit menționate și dacă vă gândiți în majoritatea cazurilor, în momentul în care un antreprenor se prezintă, ce vreau și nu să fac asta, pot să fac asta, primește întrebarea, da, ce experiență ai? Ai mai făcut vreodată asta la școală? Și putem da și exemplu numeroșilor profesori universitari care rămân profesori universitari, ajung antreprenori de succes și așa mai departe. Le lipsește experiența. Adică, cum se face? Știu, dar a face e o chestie uneori un pic diferită de ceea ce găsesc în care. Partea de resurse, la fel, a fost menționată. Nu întâmplător am început cu resursele umane, am continuat cu financiare, mai departe celelalte elemente ale unei afaceri. Și nu în ultimul rând, iarăși un element de conștientizare se cheamă riscul. Riscurile sunt cele care ne însoțesc în fiecare moment al existenței noastre antreprenoriale și nu numai. De asemenea, am împrumutat de la Kiyosaki această reprezentare grafică, să spun, a posibile evoluții de la angajat la investitor și care mă ajută pe mine să introduc conceptul de antreprenor. De fapt, antreprenorul este acel oliman care este și investitor, și angajat, și cel care are dreptul de proprietate asupra, să spun, activelor organizației. Acesta este antreprenorul. În momentul în care evoluezi și în momentul în care funcția de conducere executivă ajunge în altă grădină, să zic așa, este momentul în care tu îți pierzi calitatea de antreprenor. Este ceea ce încerc să fac în proiectele mele de consultanță și ceea ce am învățat, pentru că nu fac numai consultanță. O parte din timp sunt consultant și mai mult decât un consultant care face ca lucrurile să se întâmple, el e cunoscut mai nou așa ca business controller, nu ia decizii, dar împinge organizația în direcția pe care ar trebui să o urmeze, sugerând, prezentând soluții, analizând situația de fapt și asigurându-se că se întâmplă lucrurile. Și cealaltă, să spun așa, dimensiune în care acționez este cea de general manager. Deci pur și simplu ca conducere executivă. Conduc organizații care aparțin altora. Adică mă ocup, cum ar veni, de banii altora, de investitori.
și eu fac de ceva timp, reușim în felul ăsta să, să învăț ce înseamnă să fii și antreprenor, să te ocupi de propriile afaceri și să te ocupi și de afacerile altora. Și vă spun că este un lucru care m-a făcut eu personal, pe mine personal, să progresez foarte mult în acest domeniu. Mă întorc la ce spuneam la început, cea mai mare provocare pentru un antreprenor este să realizeze cât de multe lucruri are de făcut pe lângă cele pe care și le-a imaginat în momentul în care a decis să devină antreprenor. Și asta e, de fapt, problema pe care eu am înțeles că au experimentat-o majoritatea celor care au vorbit înaintea mea. Este acel checklist pe care, la fel, cred că l-ați auzit, l-am pus aici și care, cu care încerc să deschid orice proiect al meu de consultanță. Îi întreb, cum ați ajuns aici? Ce faceți? Și ce am experimentat cu Marta la primele noastre discuții, încercând să structurez realitatea pe care, în care ei evoluau. Și lucrul ăsta vă poate confirma și ea, n-a fost un lucru simplu. Multitudinea de lucruri pe care o faci să extragi acele lucruri care contează pentru afacerea ta, acele lucruri care sunt importante. Aici ajungem să definim, să spun, ca și concept, materialitatea, semnificativitatea fiecărui demers pe care tu îl faci, fiecărei decizii pe care o iei pentru afacere. Am prins în prezentarea mea câteva elemente pe care ar trebui să le conștientizez, să spun întrebări. Care sunt părțile interesate? Cine e interesat? Pentru că primul antreprenor se duce și deschide firma, ei și în momentul în care a deschis-o, a deschis-o în cutia Pandorei. S-a trezit că în jurul lui au apărut mulți, mulți interesați de afacerea lui. Primul, statul. A mai venit unul să plătească taxe și impozite. Băncile. A mai venit unul care să plătească comisioane la tranzacții. Nu mă gândesc că am dat bani și trăză bani și asta e mult mai complicat. Și așa putem să extindem acest cerc al părților interesate. Fiecare parte interesată are agenda lui. Gândește în felul lui afacerea mea. Eu gândesc în felul meu, banca să uită cu nevoile și cu perspectiva ei și așa mai departe. Conștientizarea acestor perspective este iarăși o chestiune foarte importantă pe care încerc să fac să fie conștientizată de către cei cu care lucrez. Un alt lucru care trebuie conștientizat este modul în care generez valoare adăugată și care e valoarea adăugată pe care o generez eu. De ce? Și vă dau un exemplu relevant pentru conceptul de valoare adăugată. Printre clienții mei, unii foarte, foarte mici, alții foarte, foarte mari, din perspectiva turnover-ului, am avut pe câțiva pe care am întrebat și le-am spus în final, afacerea ta e mai mică decât și având undeva la 20 de milioane de euro, decât unuia cu care am discutat ieri și care face, a deschis-o nu știu de când. Și cum adică e mai mică? Nu, de fapt 20 de milioane. De fapt, el ce făcea? Își asuma, avea o companie care făcea trading, comerț, pe o marjă de 2% sau 2,5% și, de fapt, valoarea adăugată, cea pe care el conta, puteam să primim afacere, era undeva la 200.000 de euro sau 250.000 de euro. Care e, de fapt, o cifră de afacere a unei companii mici de consultanță care, să spună, în schimb, riscurile pe care și le asuma el pentru a genera această valoare adăugată în comparație cu compania care făcea consultanță, sau puteți vă lua ceva, un caz fericit. Erau enorme, deci enorme, ne mai vorbim, riscurile legate de plata furnizorilor, riscurile legate de plata taxelor, impozitelor și așa mai departe. Valoarea adăugată este, de fapt, un element cheie la care se uită absolut toată lumea și trebuie să se uite și antreprenorul, să înțeleagă, să-și înțeleagă afacerea, să înțeleagă valoarea ei, să înțeleagă potențialul, pentru că în momentul în care se prezintă undeva și cineva îi spune, nu putem discuta că nu ai din ce să-ți plătești dobânzile, dacă vrei, în credit, că nu avea efectiv din ce să-și plătească.
s-ar putea să fii descumpărit, să zici că ăla are ceva cu tine, că personal nu te place. În momentul în care realizezi ce înseamnă valoarea adăugată, lucrurile se schimbă și viziunea pe care o ai și perspectiva pe care o ai legată de afacere e cu totul și cu totul altă. De asemenea, e foarte, foarte important, trebuie să știi când te uiți în jos, de la înălțimea poziției de antreprenor, să știi ce trebuie să faci, pentru că pe lângă ceea ce erai obișnuit să faci când erai angajat sau, eu știu, freelancer, acum trebuie să te ocupi de partea de administrare, unde intră, contabilitate, securitate, sănătate, muncă, resurse umane, recrutări și așa mai departe. Trebuie să te ocupi de a livra, trebuie să te ocupi să vinzi, trebuie să te ocupi de partea de aprovizionare, de depozitare, trebuie să te ocupi de service, pentru că e foarte, foarte important un alt lucru venit de aici. În toate acestea au asociate operațiuni și în aceste operațiuni mai pun o întrebare pe care vă pun și vouă. Când începe și când se termină o tranzacție? Știe cineva? Sunt sigur că știți. Să luăm un contract. De momentul în care tu îți fixezi un lead, o țintă, ai făcut livrarea, ai încasat, s-a terminat tranzacția? Când se termină? Nu, tranzacția asta în sine, când se termină. Gata, stau liniștit, nu mai am nicio problemă. După perioada de prescripție fiscală, sau dacă mai devreme a trecut controlul și a validat modul în care au fost tratate operațiunile respective, atunci se termină tranzacția. Nici după încasare, nici experiența, cel puțin prezentă, este clar, aruncă acest moment și el trebuie gândit de la început, din momentul în care scrii contractul. E foarte, foarte important ce scrii în contractul ăsta, pentru că peste 3 ani, când tu ai cheltuit banii, sau eu știu ce ai mai făcut, e cheltuit, vine și zice, a, nu, hai de jos în loc de și TVA-ul, cheltuielile astea nu sunt deductibile și mai ești dator cu nu știu când. Ne mai vorbim și de alte aspecte care țin de garanție și așa mai departe. Din cauza asta, un alt lucru, m-am apropiat de un alt lucru pe care trebuie să-l conștientizez. Faptul că toate operațiunile au o înoglindă în zona financiară. Și datorită acestui aspect, de multe ori organizațiile sunt într-o stare conflictuală permanentă. Pentru că cei care fac operaționalul nu comunică cu financiarul și, de asemenea, financiarul nu înțelege operaționalul. Cele două lucruri sunt aproape în permanență. Așa a apărut această meserie, să zic eu, sau această poziție de business controlling. Cel care îi înțelege și pe unii și pe alții și mediază, să spun, relația între ei. Ajung ca ei să comunice, să acționeze în mod unitar. De ce? Pentru că în financiar este reflectat pas cu pas, sau ar trebui reflectat ceea ce se întâmplă în operațional. Și mai mult de atât, lumea niciodată în exterior, părțile interesate nu se vor uita la operațiuni. Decât în cazul unui due diligence, vine un potențial cumpărător sau investitor și începe el și ea și vede cum se întâmplă. Nu. Toți cei care au, într-un fel sau altul, interes în organizația respectivă, în afacerea respectivă, se uită în financiar. Și dacă financiar vorbește despre alte lucruri decât operațional, pentru că cele două părți nu s-au prea înțeles. Unul au zis una și au înțeles alta, vă dați seama ce iese. Că povești. Am inventariat câteva principii pe care eu le am în vedere în momentul în care încerc să determin o schimbare într-o organizație. Unul și din cel mai importante e cel legat de aspectul SMART. Nu poți conduce ceea ce nu poți măsura și nu poți măsura ceea ce nu poți descrie. Asta, din perspectiva mea, înseamnă conștientizare. Să știi și să ai o imagine asupra fiecărui element important, material, din afacerea ta. De asemenea, toate aceste lucruri, într-o formă sau alta, au fost spuse de cei care au prezentat. Eu n-am făcut decât oficiu să le inventariez
pe de o parte și pe de altă parte să validez tot ceea ce se întâmplă de regulă, de obicei, în proiectele pe care le administrez, le conduc eu, de atât de control, cât și de conducere efectivă a unei organizații. Responsabilitate, valoarea adăugată, de care spuneam, echitate, la fel se referă la resursele și la elementele cu impact semnificativ. Important, că de regulă încerc să fac ca lucrurile să fie focusate pe ceea ce contează. Sunt multe situații pe care le-am întâlnit în care îi preocupau să măsoare cantitatea de hârtie igienică care se consuma în organizație, când erau lucruri mult, mult mai importante care trebuiau avute în vedere. Și asta este cel legat de materialitate. Partea de standardizare este iarăși o observație practică pe care am făcut-o. Sunt numeroase situații în care, în mod evident, există muncă repetitivă și această muncă este făcută cu habărnicie, așa, ca în 1500. Manual, fără măcar să se miște un deget în direcția automatizării acelor procese, astfel încât să eliberez resurse pe care să le pot folosi în alte direcții în organizație. Și de asemenea, oameni specializați care pot să facă altceva erau folosiți pe drept curier sau nu vreau să dau alte exemple. Este foarte, foarte important ca fiecare element, proces să fie gestionat de cine se pricepe și îl face foarte bine. Doar așa poți să ating, să zic așa, un anumit grad de productivitate. Și de ce spuneam? Antreprenoriatul, dacă are o viață foarte, foarte scurtă. Vorbim de antreprenori a la lung, sunt acei antreprenori care conștientizează faptul că trebuie să facă un pas înapoi, să instituie acele mecanisme ale succesiunii pe funcțiile importante și mai departe să-și formeze o echipă de management și, nu în ultimul rând, într-un final să lucreze de la zona antreprenorială către zona de investitor, așa cum spunea domnul Radu Georgescu mai devreme, că evident, hobby-ul, că rămâne un hobby, antreprenoriatul clar este un hobby, dacă urmează acest pattern. Am luat dintr-un articol care mie personal mi-a plăcut foarte mult și l-am cu ani în urmă. E Larry Grinder, a scris Evolution and Revolution as Organizations Grow. Este relevant pentru ce se întâmplă într-o organizație și el poate fi implementat sau folosindu-l ca pattern, poți să analizezi orice organizație. Să-i faci un diagnostic, în ce stadiu, cât de critică e situația lui și așa mai departe. Puteți să-l căutați, îl găsiți sigur pe internet și o să vă inspire în mod cert ceea ce a trecut Grinder acolo. Mai ai și un minut? Pentru întrebări. Vă rog, dacă aveți întrebări, grele, mă rog, să fie grele, să nu lăsați să scape ușa. Cum reacționează antreprenorii când te întâlnești cu ei și începi să spui, uite ce ai de lucruț? Vă spun, este cineva fericit? Nu. După, am avut un proiect cu ceva timp în urmă, cu o companie în care era tată și doi fii. La prima întâlnire a dat din cap așa, tatăl, și după vreo 5 luni de colaborare, îmi spune, știi, în momentul în care a intrat prima dată și mi-ai spus tot ce gândeam eu, dar nu îndrăzneam să spun, îmi venea să te arunc pe fereastră. Asta la întrebarea mare, de ce gândesc antreprenorii? E bine că... Da, legat de asta era și întrebarea mea, când te cheamă clienții? Când e prea târziu sau își dau seama că au nevoie de o schimbare? Și a doua întrebare e referitoare la schimbare. Cât de greu îi schimbi? A, nu-i schimb. Nu-i schimb, nu? N-am. Asta e Don Quixotism. Dacă noi ne imaginăm și ne poate spune că a schimba pe cineva din exterior este posibil? Nu. Eu sunt un facilitator, ca să spun așa. Creez contextul în care oamenii
conștientizează. Pentru că asta e obiectivul meu, nu e schimbarea oamenilor, n-am cum. Ei se schimbă singur dacă vor, dacă le consideră că le e util, dacă ceea ce conștientizează îi împinge în direcția schimbării. Altfel nu. Asta, dar nu, de mult nu mai propun să schimb oameni. Asta am depășit-o. Am fost, am avut o perioadă în care credeam că e posibil. Prima întrebare, când se cheamă? N-am o rețetă. De regulă, nu e ca, să spun, tratamentul unei boli. Dacă organizația respectivă mai are resurse și asta poți să-ți dai tu singur, că te poate chema, poate chema pe mine. Dacă m-a chemat și ne-am înțeles, înseamnă că mai are resurse să meargă mai departe. În momentul ăla, într-adevăr, dar sunt cei care după o perioadă scurtă, înainte de a face jonglerii pe skateboard cu firma lor, doar în față un pic, zic, da, nu mai avem nevoie. Și am condus o companie în 2008-2009, am făcut bridge management pentru ea, chemându-o nu mai de scurt. În 2005 mi-a venit din nou, iar am greșit. Da, se întâmplă. O companie care o administrez acum la satul mare, fusese devalizată. Proprietarii au zis, genul, încearcă să faci ceva aici. E adevărat, e departe, dar condiția e, dom'le, a ajuns la mine, nu mai vreau cântărez, nu mai vreau de ăștia care să-și dea cu părerea, pentru că, așa cum o să, în slide, în primul slide, am evidențiat cuvântul afaceri. Totdeauna proiectele mele de consultanță, de asta mașinile nu sunt consultanță, dar aș spune, eu de regulă, dacă vreau mai consultanță, le recomand clienților să citească, pentru că e suficient. Nu aș citiți, este plină literatura de specialitate, de sfaturi, puteți să vă inspirați, alocați o lună, două de studiu și puteți. De regulă, știu că nu se poate. Am experimentat și eu, proiectele sunt la jumătate. Dacă nu sunt implicat direct în implementare, eu împreună cu echipa mea nu are rost, pentru că știu că eșuează. Și din punctul ăsta de vedere, mă consider un partener onest pentru organizație. Nu sunt puțini cei pe care i-am refuzat, pentru că au fost incapabil de a lăsa din mână un control aparent, pentru că nu, nici măcar nu controlau, dar să recunoască pentru ei că nu controlează și să spună, vreau ca cineva care încearcă să facă lucrul ăsta, să facă asta în locul meu. Și atunci, ok, asta e. Lucrurile merg înainte, nu e nimeni de neînlocuit sau... Nu sunt. Sunt puțini cei care reușesc și aici îi fac un compliment, Marfei, că după primele două întâlniri n-ați zis, nu vreau să mai aud de cei care... Sunt un fel de oglindă, oglindă care nu minte. Adică eu spun, uite, asta văd la tine. E posibil să nu văd bine, să mai greșesc. E bine, în timp îmi dau seama și spun, uite, asta am văzut. Dar nu m-am uitat în profunzime. Și adaptăm, schimbăm chiar. Adică, lucrurile sunt și nu sunt proiecte peste noapte. Adică cineva vrea să se întâmple asta peste noapte, să ia o pastilă și să devină și frumos și deștept și să fie și profitabil și nici asta nu se poate. Și mulți se așteaptă mâine, spune-mi care e rețeta, eu cum să le știu pe astea pe toate. Și cu asta pot să spun, încerc pentru partea de conștientizare, din experiența mea, probabil că sunt alții și nu, întotdeauna o spun, dar nu fi luată personal. Critică pentru evoluția unui antreprenor sau critice sunt cunoștințele din domeniul financiar. Nu trebuie de profunzime. Am spus acolo cât devine director financiar antreprenor din prima zi, din nefericire, el trebuie să aibă acele noțiuni care să-i permită să citească un bilanț și să tragă concluzii din bilanțul ăla. Clar, din start trebuie să învețe lucrul ăsta. Nu învață lucrul ăsta. Nu vorbim de antreprenoriat. Nu vorbim pentru că niciodată nu va înțelege necesitatea aducerii unor specialiști care să facă asta mai bine decât el. Pentru că nu își dă seama de nivelul de competență la care se află. Și atunci ceva. Eu știu și pe asta, deși
Problema e că nu știe cât ar trebui să știe. Și asta e, de fapt, prima idee, conștientizare. Uitându-te în organizație, spui, de asta știai, de asta știai. Știai că asta în modelele tradiționale sau industria are modelul ăsta. Datele astea sunt de profitabilitate, asta era valoarea adăugată medie în industrie. A, nu știam, nu. Dar ce-i treaba mea? Vă dați seama un antreprenor care te întreabă, valoarea adăugată e treaba mea? Nu prea știu ce să răspund la întrebarea asta. Alte întrebări? Mulțumim foarte mult, Gelu. Așa că zic de secretare. Este grea viața de antreprenor. Cine nu e antreprenor, nu-ți dă seama că este grea. Și pentru că vrem să încheiem așa cu un ton foarte realist. M-am bucurat foarte mult când l-am văzut pe Bogdan astăzi. Vrem, noi stau în vorbire. Știți expresia să facem, vrem? Asta e expresie manageriale, facem și noi curatul în firmă. Ce trebuie să facă un antreprenor? Este o întrebare la care noi vom da cum ne spune. Și ce trebuie să facă? Eu pot să vă spun dacă suntem făcuți pentru sau nu. Dacă suntem sau nu făcuți, vă rog să aplaudăm, o să vă pot să aplaudăm și mai mult după. Nu se întâmplă tot, doamna Părintele, dacă e supărată. Dar, poate că vreau să vă spun, poate să vă supăr, poate nu, depinde de nivelul de inteligență. Mi-am să aminte, mă uitam la prezentarea lui Adrian, că domeniul lui este extraordinar de important pentru țara asta. Faptul că am manageri care vin în curs, manageri de agenții, de bancă, care au niște rateuri fantastice la capitolul, cât fac 90% din 0,34 de deasupra unitară. Aia nu mi se pare grav. Pentru că există un data pe computer. Grav mi se pare că vrem să lucrăm cu oamenii. Știm că oamenii funcționează cu emoții. Ok, unii funcționează numai cu shawarma, asta e poveste. Dar majoritatea funcționează cu emoții. Și cu toate astea, nu facem nici un efort să învățăm ceea ce ar trebui să știm cel mai clar despre oameni. Cât suntem în sală aici, un kilometric, așa, 70, 60? Omul ăsta ne prezintă pe slide-ul de aici, foarte frumos. Dar înainte să vă spun că sunt un om amândoi. Am avut un antrenor de tenis. Și după prima de două sesiuni de tenis, îmi venea să-l bag în... Și eram copil. Nu știam exact ce înseamnă expresia, dar și eu ți-o spun. Pati. Și am spus, bă, ce te pui tu și-o urât la mine? Eu nu-mi face, ce? Păi toată ziua zic, de când am venit aici de două zile, mă tot ăla, că aia nu fac bine, că aia nu fac bine, că aia nu fac bine, că aia nu fac bine. Așa și... Păi și un pic de laudă, un pic de... Păi, băiatule, să te laude publicul când ai jucat bine, aici ești la antrenament. Nu sunt laudătorul tău. Așa și eu am spus mama să ne laude salariații când o să lucrăm, că eu acum vreau să vă critic un pic. Dacă vă convine. Șană, unde e planșarea drăguță? Fiți atenți. Omul ăsta ne întreabă foarte frumos. Comportamentul managerului. Critică. 70 de oameni în sală. El întreabă. Ce simțiți? Bă, de la 70 de oameni care au pretenții că se ocupă de business. Singurul răspuns care vine este nervi. Care nici măcar nu e o emoție. E un organ. Cum vi se pare? Vreți să auziți prezentarea mea? Nu vă spun, până când nu scrie fiecare pe hârtie, 6 emoții. Și anume, eu v-am criticat acum, voi ceea ce simțiți, îmi scrieți acum 6 emoții pe hârtie. Fiind o generație tânără, aveți voie să vă uitați pe Google. Spor la lucru. Când aveai 6 emoții, emoții, nervii nu sunt emoții, nervii sunt nervii este un organ, o înșiruire de neuroni, mielină. Vorbești prea mult, apucă-te și scrie. Emoții.
De ce? Și o să vă explic de ce e nevoie. El are. Eu am simțit, el a trecut repede și îngăduitor ca să vă spună lucrurile alea mai importante. Am mai auzit, iarăși, numai că e un organ ăsta, dar ce simțiți când cântar răstâncioam? Simt nevoia să merg mai departe. Dragilor, asta e o acțiune, este o emoție să mergi mai departe. Corect? Ați fost criticați, acum scrieți în 6 emoții. Ură, frustrare, dezgust, loc. Orice. Hate. Dar cu video. Scrie 6 emoții, uite-te pe Google. Cu cât te scrieți mai greu, poate faptul să-ți numai cine prezentarea. Și o să vă spun la atunci de ce e important. Andrușca, îmi dai din geanta mea, te rog, o carioca proastă, ca să se vă rog în spate. Cine le-a scris? Bravo! Vino în pace să-mi îngăsuie, vino în față, vino în față, vino în față. Îmi îngăsuie. Bravo! Dacă am o carioca neagră, aia mea de rezervă care mă pune mie asistenta și niciodată nu mă găsește. Ia spune, ce e emoție? Da, mulțumesc foarte mult. Avem? Ok. De ce e important să vă gândiți foarte puternic la emoții? Pentru că, și să le definiți, să le dați public, ceea ce nu știm, nu vedem. Ceea ce nu vedem, nu putem gestiona. Și creierul nostru, uite, mulțumesc mult tot, aveam aici, da? Creierul nostru funcționează pentru chestii extrem de simple. Ați vrut la descrisă chestia asta, undeva? Percep, interpretez, simt, acționez. Tot ce se întâmplă în jurul nostru este ceea ce percep. În fiecare secundă, milisecundă a vieții. Dar la scaunul de sub voi, pe care acum simțiți mică l-am menționat eu, l-ați mai simțit toate când v-ați așezat, până la semantica cuvintelor mele, amintiri pe care le aveți în timp ce mă ascultați de mine, imagini pe care vi le pot crea în cap, cadavrul unei fete de 24 de ani ars într-un club, de percepție. Toate astea, de fiecare dată când percepem ceva, creierul nostru dă o interpretare. Interpretare care depinde de experiență, cultură, știință. În funcție de interpretarea asta, se generează emoțiile din corpul nostru, ceea ce simt. Și emoțiile sunt motorul acțiunii. De ce e bine să o țineți simplu? Pentru că, în momentul în care eu nu știu cum se numesc emoțiile mele, n-am cum să le dau o interpretare, creierul le alege o interpretare la întâmplare și rezultă acțiune care nu se folosește la nimeni. Una din emoțiile ciudate pe care mi-a spus colega noastră a fost vină. Șeful mă ceartă și eu simt vină. Dacă simt vină, acțiunea pe care o voi face va fi dezvinovățire sau creșterea abilităților mele. Dar dacă eu nu știu ce denumire se dă emoții respective, nu reacționez în niciun fel. Percep, interpretez, simt. Acționez. Dumnezeu, în bunătatea Lui, a zis așa. Pe voi, probabil și pe cei și pe mai mulți, dar pe voi mai mult decât oricine că se mănați cu mine, vă las următoarea moștenire. Între percepție și emoție, vă las să vă alegeți viața. Dar alegerile pe care le facem în viață, dragii mei, depind extraordinar de tare de cât de culți suntem din punct de vedere emoțional.
Ce aș face în locul vostru? L-aș cobori pe băiatul ăsta cu pauză, să vă dea o listă cu denumirile emoțiilor și în următoarele zile, indiferent că mă uit la un film cu James Bond, cam scăpa cafeaua după pantoficei noi, efectiv. Și de 10 ani fac jobul ăsta, mi-am învățat pe alții și am constatat că cele mai mici lucruri au cele mai mari profite pentru ei. Ți-a căzut afeau cu pantalon, decât să te apuci să încerci să înjuri. Mai bine scoți pista pe care ai primit-o de la și încerci. Frustrare. De ce sunt frustrat? Aia înseamnă că mă simt blocat. Nu am alți pantalon? Ba da, am alți pantalon și am alți pantalon. Perfect, pentru să mă frustrat. Și o să descoperi că, în funcție de cum îți numește emoțiile, vei putea alege acțiunile tale ulterioare. Mă ceartă șeful. Ce simt? Milă. Nu este milă de el. Pentru că nu știe să facă altceva decât să mă încerc. Mă ceartă șeful. Ce simt? Îngrijorare. De ce? Sunt îngrijorat pentru că dacă am un șef care mă ceartă, înseamnă că nici el nu știe unde merge. Și când țin conședință. Ce simt? Preocupare. Este șeful nostru și are nevoie de ajutorul nostru. Îl iert că țipă și mă duc să mă ajut cu celălalt. Dacă încerc să învăț acest tip de emoții, am șansă să-mi ajut compania să dezvolte mai repede? Absolut. Marele secret stă în emoții. Bun. Și acum să vin la asta pentru voastră, că nu este specialitatea mea. Specialitatea mea e altă. Și anume, când m-am apucat de meseria asta, deci am făcut, mă rog, am fost în business, s-am făcut mai multe firme, le-am vândut, am lucrat pentru corporații și m-am decis să fac și altceva. M-am decis să aduc în România această companie numită Accelera, care reprezentanța Academia Cor din Paris în România. Și preocuparea mea, pentru că, de felul meu, sunt competitiv. Am făcut etichete de masă, să fiu namorat etichete de masă, nu contez. Am vândut nu știu ce, trebuie să fiu namorat. Proastă educație de la părinți, se numește scarsity effect. De ce vărtul poate și tu? Poți. Dacă nu câștigi, ești un măier. Și așa am crescut. Și așa am obișnuit. Și când am început activitatea asta de trei luni, nu prea a fost, o să fiu unul dintre cei mai buni. M-am dus la Academia, aveam un tip culme, cel care mi-a fost mentor în Academie, îmi fusese și trainer când lucram în grupa acolo, la un curs și pe mine m-am mâncat în fund. Tot cursul sărcării pe ăla la cap, că mă plictise. Și până am văzut ăsta că era mentor și drept depindea business, în alte România mi-a picat fața pe jos. M-am gândit cum o dau eu la întors așa frumos și la prima pauză m-am dus pe lucrurile și mai faci de tine, nu știu ce. Zice, eu fac bine, tu ce faci? Da, eu vezi și eu pății, poți să te pun și eu să-ți pun o întrebare, da. Crezi că o să mă descurc în jobul ăsta? Și am zis, bă, de descurcat, toată lumea se descurcă. În orice job, în orice sport. Te vei descurca direct proporțional cu cantitatea de energie, tenacitate, ambiție și știință pe care investești. Problema nu e dacă te descurci, ci problema este, ești făcut pentru jobul ăsta? De ce? Pentru că atunci când nu ești făcut pentru jobul respectiv, vei munci de 10 ori mai mult decât alții. Și sunt sigur că ați văzut pe la voi prin firmă sau printre patron sau printre prieteni, unul care muncește 2 ore, și pierde felicitări și altul care pierde 6-8 din companie și tot numărul 4, numărul 6. Ați văzut așa ceva? Ce are omul? Că se numește talent, că se numește că e făcut pentru business-ul ăla, chestia asta face diferență. Bun. Ca urmare. Mi-am pus problema dacă sunt făcut pentru business-ul ăsta și l-am întrebat, bun, și care ar fi caracteristica cea mai interesantă pe care eu trebuie să o am ca să fiu făcut pentru business-ul ăsta? Și el mi-a zis, the in-out ability. Știți ce este asta? Vă explic. Capacitatea trainerului de a vorbi, de a spune ceea ce trebuie să spună, de a sta fixat pe planul de prezentare și de a urmări în egală măsură ce se întâmplă cu oamenii, ce efect are ce spune el. Aud, să spun, in, să vezi. Să știu, de exemplu, câți dintre voi l-au asta un la falcă. Și de ce? Câți dintre voi sunt interesați sau nu sunt interesați să spună? Deci, acolo erau oameni cu mâna la... Când îți schimbă poziția, când îți schimbă rata de interes?
faci chestia asta. La treină, vei munci de 10 ori mai mult decât când îți prezentarea și după ce ai terminat prezentarea, minune, mai decât jumătate de lume în sală. Au mai plecat între timp. Sau oamenii nu sunt interesați. Stau într-o poziție strânsă. Nu ești de acolo. Pentru că încă nu vine să creadă ceea ce spun, pentru că nu-i convine ceva din ce am spus sau vreo 40 de secunde. Și tot așa. Asta este abilitatea de a studia regla discursuri fără să-ți pierzi din. Acum, să revenim la nicăieri, acolo, către tine trebuie să facă. Pe scurt, dacă nu ai abilitățile, nu ești făcut pentru jobul ăla, să muncești de 10 ori. Foarte repede în antreprenorie, pentru că mai avem puțin timp. Cum ajungem noi să lucrăm cu antreprenori, pentru că companiile ne spun, sau patronii ne angajează, zic, nu mai merge business-ul. Și noi nu punem problema dacă nu mai merge business-ul sau nu mai merge el. Bun. Cum o studiem? 50% din antreprenoria de știință, 50% este spiritul. Și pornim în studiile macro de la cum ajung oamenii să fie antreprenori. Și avem așa, 10 întrebări, le-am pus foarte greșite, nu există. Sunt întrebări greșite, foarte greșite împreună, așa am pus și acolo în filmele. Foarte întrebări, foarte greșite în antreprenoria. 1. Am o idee de afaceri care cred că va merge. La punct deodată, să facă ceva. Ia venit, nu e o idee. Scrumieră pentru BMW-ul atașat afară de mașină ca să nu mai vină scrumul în față. Foarte greșit. De ce? Pentru că tot ceea ce își faci de trece persoana respectivă următorii ani și resursele și nervii prietenilor, va fi ca el să-ți facă produsul pe care i-a venit lui în cap că ar fi bun. Nu știe ce cerere există pentru el. Știe doar că vrea să-l facă. Și cred că ați întâlnit astfel de amici care, din cu tenacitate, într-o direcție, care poate n-a reușit. A doua este, m-am săturat să dau raportul să muncesc pentru altul. Dragul meu, un motiv foarte prost dacă își n-am pictat de vremărie. Pentru că după o să mai dai rapoarte, așa măcar le dădeai de jos în sus. Să vezi că de rapoarte e de jos în sus când te faci patron. Și cât te dai de sus în jos. Și dacă ai spurată muncă, exact ce nu vine să te faci patron ca să-ți dublezi un pic performanța la capitolul ăsta. Am intrat în corporație, am învățat în corporație cum se face și vreau să fac singur. O intrare iarăși foarte greșită. Pentru că pleacă un manager din corporație, plin de avânt, cu laudele și brainstorming, hai să zicem brainstorming, ca să ne mințim în evoluție, cu creierul spălat din corporație și are senzația că atunci când intră în realitatea pieții, lucrurile merg la fel. Surpriză neplăcută. De ce? Viața dintr-o companie, mai ales mică când o încep, nu seamănă, dragii mei, cu viața din corporație. Nu ai loc de parcare decât dacă îl plătești. Și nu ai mobil decât dacă îl plătești. Și nu ai birou mare decât dacă îl plătești. Și știți ce mai descoper? O chestie fantastică. Pentru unii este o uimire. Știți dosarele și caietele și pixurile alea care se comandau la departamentul tehnic? Acum se comandă la un magazin și ăla vine din o factură. Nu mai comand 16 dosare, 12 albe, 12 roșii. Dă-le recupă dacă nu trebuie la rând. Și vrei? Și nu mai este că sună la ăștia de la tehnic și bă, voi să stă drept în sfârșit și era faptul ăsta de pixuri, bă, că nu scriu. Acum sunt direct la firmă și zic, știți? Mi-am dat seama că de boa am fost prea cumpărat pe alea de 1,60 €. Dați-mi minule de 2,40 € că mă fac de rahat în față tuturor cu el. Nu mai este stăm pe Facebook toată ziua. Acum se dă patronii, mai ales de firme mici, săraci, cât știu cât costă fiecare cica. Lasă că mă ajung ca să ajung la un wireless și pun acolo o postare. Înainte era vorba de firme, 20 de postări făceau download-uri. O hanaș. Nu e același. Și știți ce mai are foarte, foarte prost în antreprenorie, dacă nu v-ați apucat încă, vă spun o chestie. Rezervorul de la mașină, dragilor. Băi, de o nesimțire cruntă. Știți că benzina se plătește, domnilor corporatești? Bă, se plătește, știi, când duci acolo, ia să vezi cum învață ei, cum se pune pe 50 de lei. Este fantastic. Faptul că ai învățat în corporație nu este un motiv să te apuci, pentru că nu este același. Am întâlnit o oportunitate. Asta, de fapt, înseamnă că am plictisit cu viața bună pe care o am. Și ca orice om,
vreau să mă dărâmtic. Și folosește o nouă oportunitate. O franciză, nu-i folosea. N-avea nevoie de ieri. El nu știa că se fac niște gogoși pune la Târgu Mureș și astăzi are frigiderul plin cu 20 de cutii de gogoși. Nu dau nume, mai rede. Este a mea soție care a văzut niște gogoșezi. Vreau și eu să fac o gogoșerie. Și a venit Andreea, care ne-a comandat la cineva, care ne-a adus la Cluj. Așa am putea, cum a intrat Andreea la negoșă, portarul a zis, faceți livrări într-un bloc de subire de domnul Comănescu. Și a portat la mine și a zis, nu-i păcat ca să vii de ultima vreme. Ce, domnul? Gogoși, tu sunt pentru mine, mă. Dar de diferite lor o idee. Fraților, o idee așa venită pe drum nu folosește. Parcă că ori să mănânce vedere toate gogoșile, ori se mai uită de două, trei ori pe net, și o să ne potolim undeva prin luna martie. Ne potolim, facem alt business. Când trecem la panturi. Vreau mai mult, vreau să fac ceva care să-mi aducă progres. Dar dacă n-ai făcut mai mult în compania în care erai, deci crezi tu că să faci mai mult când ești privatul? Dacă tu n-ai pus mâna când erai manager să înveți nimic, crezi că ai să te apuci să înveți când ești împăratul Dumnezeu companiei? Dacă n-ai știut tot ce trebuie când erai director de vânzări, de ce crezi tu că ai să știi pe toate când ești Dumnezeu companiei? Nu e motiv să mă pot fac. Asta mi-am dorit de mic copil. Am sărit pe plajă? Nu, era intenționat și ne-a casat atenție. Ce n-am citit? Așa, nu-mi găsesc locul de muncă care să mă satisfacă. Și îți faci o firmă în care să-ți faci locul de muncă pentru tine perfect? Păi, fiți atenți, asta e compania mea, eu am instaurat-o. Vă spun sincer, n-am făcut-o ca să stau aici ca patron, eu aș vrea să stau unde stă doamna, la departamentul financiar. Bă, nu-ți faci o firmă ca să-ți faci un loc de muncă. Perfect. Pentru că nu va fi. Vei începe firma mică și vei face de toate. Vei încărca marfă, vei încărca... Cine a trecut prin etapa asta? Ca să știu cine e. Încărcăm marfă, descărcăm marfă, ne rândem cuvile, ne murdărim de praf, după care ne ștergem frumos, după care ne întâlnim cu un patron de companie mare, pe care trebuie să-l ocupăm un fund să vrea să lucreze cu noi, după care ne întoarcem la firmă, unde îi găsim pe subordonații ăștia pe care nu i-am angajat, datorită nouă trăiesc, și ce facem? Îi cupăm un frumos în fund și, băi, dacă îi rugăm ca să termine totuși până diseară, că noi ne știm că nu avem salarii să-i plătim pe care ne-am dat să încerc. Și ajungi și te invita mai patron, mai zici, pentru ce m-am luat cum am făcut patron, că înainte mă rugam decât într-o direcție. Acum rog în toate părți. Mi-am dorit de mic copil. Astea sunt niște fixuri, niște tare. De obicei, el nu e rău ca motiv, doar că lumea confundă, dragii mei, foarte des, drumul cu rezultatul. Chiar acum, înainte, n-am fost cu lucrurile înainte. Am fost cu al meu nepot împreună la Bitești să vedem Specter. Nu știu dacă ați fost la filme în provincie, este delicios. Am fost eu pe el în sală și încă vreo patru. Nu se încerc mai la film, nu știu de ce. Mi-a plăcut și la ieșire dă o lovitură de cație. Zice, o să știi că m-am gândit din ala ce mi-ai spus tu să încerc să-mi imaginez viața și vreau să mă fac DJ. Asta de vreme și-am compilat de ce? Sau de ce se pot? De muzică și-a dat seama că durează mult. Zic, nu, m-am prins, m-am prins, chiar așa de bătrân, am mai văzut o discotecă când era mai tânăr. Dar de ce? Păi să compun muzică, să fac, să trec, să zic, a, ia să profităm de frumos așa și loc să vin prin oraș pe era aglomerat, am luat așa pe autostradă, ca să stăm de vorbă liniște. Deci, de fapt, ce vrei tu, dragul meu, de la asta? Aș vrea să fac, și unde vrei tu să oprezi? Prin cluburi? Și ce vrei tu să întâmplă acolo? Și de unde ți-a venit ideea? Mi-a venit ideea de seară. Și ce a fost aseară? Și cum au fost fetele? Și tatea mamă de acasă nu mai există. Și problema era așa, că s-a gândit el să se facă DJ, că oricum la petrecerea la balul bobocilor de aseară, toate găcicile mișto au stat că l-are pe DJ. Și ei s-au uitat că fetele nu au pasat locul ei, că toate erau interesate numai de DJ. Măi băiat, hai să-ți dau eu o altă formulă. Tu te și trage de fiară și fete bogat, deci era un domnul că trebuie să muncească toată ziua până se urcă fetele sus pe scenă lângă el. Îți dau altă recomandare. Ajungi atât de bogat încât dacă vrei poți să ai un băiat care atrage fete pentru tine. Poți să ai băieții care fac sport pentru tine. Nu poți să fac calea, trebuie să te poți să înveți muzică ca să vrei bine.
e la vârsta optimă pentru fete. Are 14 ani, 15 ani, 16 ani, descoperă minunea fetelor. Confundă drumul, răsândețe sfatul dice, doar pentru că era din interesă că erau niște tata la undeva, asta este o tragedie pe care o întâlnim foarte des. Și câteodată îmi vine să vorbesc cu tații patronilor cu care colaborez, mă întreb, măi mene, dar dacă tu erai pictor, ce făceai după ochiul ăsta? Dar dacă erai sculptor, nu puteai să te facă sculptor. Oamenii patroni investesc, fac o companie mare și după aia au speranța că copiilor vor același lucru. Ceea ce este total neadevărat. Lasă-mă să fac pe cineva. Ce dacă ți-ai stai că să faci patru? Eu mă așa, bine. Partea groasă, acum trebuie să fie vorba, dacă să țină astfel de situație, vă spun un lucru. Partea groasă e lupta cu părintele. Multe mai lupta cu dacă părintele insistă să preiei corporația lui, zi frumos, da, tată, a doua zi când faci și consiliul director, o vii în sport, poți iei banii de buzunar și pe cinderești. Nu ai învățat nimic de șpătat, nu știi rezolvă. Dacă e că